În urma unui conflict între Nicolae Iorga și Corneliu Zelea Codreanu, Carol profită de oportunitate și dă ordin să fie arestat și condamnat, capitanul Codreanu. Pe 30 noiembrie 1938, Codreanu, împreună cu alți 13 legionari închiși pentru diverse asasinate, precum asasinarea prim-ministrului României, Duca, în 1933, sunt transportați spre o altă închisoare, iar când ajung lângă o pădure, jandarmii îi sugrumă pe legionari, inclusiv pe Codreanu. Carol sigur era în al nouălea cer, crezând că fără capitanul lor, legionarii se vor domoli cu actele de violență cu care s-au făcut remarcați. Însă, din potrivă, va exista un mini război civil continuu în România între forțele de ordine și legionarii care acum se aflau sub controlul unui terorist, cum l-au descris unii, sau oportunist, cum i-au mai zis alții. Horia Simă.